Săruna. Bună ziua! Bună ziua! Săruna. Ce faceți? Bine. Foarte bine. Foarte bine. Uf. Mă bucur pentru voi. Mai bine. Te simți mai bine, Mihaela? Mm-hmm. Am hotărât cine merge la date. Nu se mai luptă pentru date. No, Lorena. Nu se mai luptă nimeni. Ar trebui să fie pe fiecare pasăre piere pe limba ei. Este foarte regulament încălcat. Este extrem de simplu. Atenție, vă rog frumos, liniște. Această emisiune are un regulament. Voi aveți o vârstă și o capacitate de înțelegere, de a înțelege ce spun eu, de exemplu, acum. Voi mă înțelegeți că dacă nu m-ați fi înțeles, nu ați fi fost aici. Și dacă toți ceilalți care sunt prezenți aici înțeleg, au bun simț, respect față de ei și apoi față de noi, și nu mai zic față de colegi, nu mai zic față de cei care vă privesc. Puneți-vă pe voi mai întâi, pe primul loc. În momentul în care televizorul vă dă un mesaj și sună și vă anunță ceva, toți respectă acel mesaj. Mai puțin doi concurenți care nu doar că au încălcat regulamentul emisiunii și au fost iertați, ci pur și simplu nu iau în considerare acest... aceste reguli, acest regulament. Nici măcar nu dați senzația că vreți să respectați regulile. Nici măcar tendința să vă ridicați. Eu înțeleg dacă vă sărutați mai lung, mai mult, mai apăsat. Condu-mă, ține-mă. Eu înțeleg toate lucrurile astea și le înțelege toată lumea. Hai să mai stăm puțin. Dar voi nici măcar nu vă ridicați de unde sunteți. Cu bună știință, cu tupeu, cu... superioritate față de ceilalți, pentru că ei respectă și voi, nu? Dacă tot vorbim de corectitudine. E corect. Ba, este foarte corect ca tu să le respecti pe aceste fete care ele respectă regulamentul. Cu Laurențiu n-am de gând să mă cert. Sunt sigură că înțelege. Sunt sigură că înțelege. Că nu-i convine, asta e partea a doua. Dar poate să se alinte până nu mai poate. Dacă toți au putut de atâta timp, puteți și voi. E simplu. Eu înțeleg asta cu condusul, cu... pupicurile voastre, săruturile voastre mai lungi, că durează până vă despărțiți, că e greu, că e magnet, că... Dar și ieri, și azi, și săptămâna trecută, și non-stop, nu merge. Nu merge. Și atunci, da, ați fost pedepsiți. Nu aveți voie să vă vedeți până la sfârșitul săptămânii. Dacă tu vrei să mergi în casa băieților, poți, dar Laurențiu nu va fi acolo. Bun. Am încheiat anunțul. Trept și prin urmare, în cursa pentru date, au fost excluși de la sine ca să tăiem din superioritate în urma acțiunilor lor de astăzi, de mai devreme, Laurențiu și Lorena, și au rămas Ionuț și Bianca. Aplaudă doar, nu vine să cred, ba, frate! Mulțumim! Mulțumitile lor! Asta a fost un plan, de fapt. Am vorbit cu Laurențiu și a zis că o să facă treaba asta ca să câștig eu date-ul. Ah, ce drăguț! Bine, să nu mai pomenim de faptul că una dintre probe deja a fost câștigată de tine. Și a doua de la Laurențiu. Aveai un avantaj. Dați-mi o probă acum să vedeți că o câștig. Mai este cazul. Când faci lucruri greșite, n-ai cum să fii răsplătit. Păi și două pedepse primim? Schimbi, ești pedepsit. Ești pedepsit. Da, da, două pedepse primim. Care e a doua pedepsă? Păi una că nu mergem, nu? Și a doua... A, nu, te-am exclus din bătălie. Nu mai vreau să mai fac nicio probă. A fost una, suficientă, nu? Proba. A fost suficientă proba de ieri, care a fost câștigată de Ionuț. Bine. Tu de ce râzi, mă? Nu știu. De fericire. Ia să văd cât de tare te superi. N-a întrebat de ce râd eu? El, pe el, de ce râd eu? Nu, de ce râd eu? Ia să văd cât de tare te afectează că nu poți să mergi la date. Atât. Sunt două pedepse, e aceeași pedepsă. E și că nu... Voi n-aveți voie să vă vedeți. Cum ar fi să nu vă vedeți în casă, dar să vă vedeți la date? Păi haideți atunci să nu mergem la date și să ne vedem în casă. Tu, un om care greșește nu este în postura de a negocia. Nici dacă vă roagă frumos? Nu. Cum? Nu există. Nu.
Nu există. Trebuie să încep cu cerut iertare la camera aia nenorocită. Cum i-ai zis? Dar nici nu vreau să încep dacă nu mi se oferă vreo șansă. A, bun. Bine. Camera nenorocită. Dar eu ar trebui să-mi cer iertare eu și din, în camera din casa băieților, pentru că și eu, de fapt, pe Maluma l-am făcut nenorocit. Pedeapsa. Eu mă bucur că voi doi sunteți bine. Dar... Eu mă cu el. Ce? Eu sper să vă păstrați starea. E fain, da. Până când vă veți vedea. Și să vă fie suficient această conexiune. Nu, nu, nu să fie. Asta este. Până când o să vă vedeți, o să te răzgândești de vreo 4-5 ori. Cu privire la? Și la voi, la... Dar măcar acum pot să dau un pupic? Nu. Fac tot ce este nevoie dacă mi se poate da încă vreo șansă. Bun. Dar ți se pare corect să te exprimi așa? Către cameră? Da. Nu. Și de ce o faci? Mai în glumă, mai în serios. Îmi cer scuze, cameră, că te-am făcut nenorocită. Dar nu mi-i spun. Promit că nu se va mai repeta. Vezi că ai mai zis și în trecut la fel. Te-am rugat să nu mai faci asta. În spatele fiecarei camere există un om, o persoană. Da, cum i-am învățat lecția? Să sperăm. Atenție, faptele. Faptele vor fi crezute. Vă fac un cadou. Poate de sincer. Faptele. Bun, revenind. Bianca și Ionuț. Ce fel de date vă doriți? Eu am vorbit și cu băieții și m-au lămurit ce înseamnă date de noapte, peste noapte. Eu l-am lămurit. Depinde da, cu ce ai vorbit. Ea petrece mai mult timp. Depinde cu cine ai vorbit, ca să știi. Da, facem măcar să spunem. Atâta timp cât eu petrec mai mult timp cu ea și avem mai mult timp să vorbim. Eu aș avea date de o săptămână, dar cum a spus, nu se poate. Deci este ok și cel de noapte. Aia e lună de miere, nu-i date. Nu, că o să mergem și luna de miere, peste un an, doi. Peste o lună. E bine că nu vă grăbiți. Hai mă, lasă, bă. Bianca, ce fel de date îți dorești? Acest date e, da, dacă o luăm de vreme, dacă o luăm în sens amoros, dacă o luăm în sens amical și ceea ce îmi doresc eu, mai întâi o prietenie și apoi o relație. Clar. Chiar este foarte potrivit acum. Este cel mai aproape, cum spunea și Lorena, de ceea ce se întâmplă în afara casei, în viața de zi. Afara casei, mergi la, nu știu, la munte, la mare cu... Eu mă refeream la un date din prima, când cunoști persoana și ai un feeling către persoana respectivă. Da, și te invită, nu știu, la o cafea, la un... Da, clar, la un... Acasă? Păi încă nu, ați spus ce faci, de deși atât este. Eu, clar, pentru mine... La hotel? Nici chiar așa. Pentru mine ar fi mai ușor... Pentru mine, clar, poate aș fi mai liniștită și nu aș avea atâtea emoții, dacă ar fi de zi, clar. Dar în bază la ceea ce este, clar, nu o să mă alint. Bine. Mergeți la... La... Să vă zic, să nu vă zic, să vă țin așa cu sufletul la gură până mâine? Bă, să zic ce haine luăm, dacă ne luăm haine groase sau de... Până mâine? Eu zic că haine groase. Deci n-am, nu, la mare. Să mergeți nepregătiți, vă dați seama. La date de zi. Gata, mulțumim. Mulțumim. Așa o să mă simt și eu mai confortabil, clar. Și cu siguranță vom avea timp să vorbim mai mult și să ne apropiem mai mult. Și să meargă la date de noapte persoanele care deja sunt apropiate. Uite, cine este în rând? George, Larisa și restul. De ce George Larisa la date de noapte? Am zis eu că vreau date de noapte. Da, nu sau era vorba despre asta, ziceam de rând. Vă aveți cunoaștere mai avansată și de-aia noi... Nu, nu te ataca, nu am zis de asta. Voi vă știți de mai mult timp. Bine. Da, asta e. A căpătat date-ul ăsta de noapte o conotație din asta... Da, o conotație negativă. Da, da, chiar n-ar trebui. Serios asta vă zic. Asta i-am zis și eu lui... Da, pe asta mi-a zis și mie Cosmin, că prima ta așa credeam și eu, că cine are date de noapte, poate e ceva, nu știu, mai... Nu, nu, sau... nu. Eu nu am judecat niciodată persoanele care... Fiecare face ce vrea, eu nu vreau. Foarte. Tot ce vreau este să vorbesc cu Bianca, ta tot. Tot ce vreau să vorbesc cu ea. Să văd care este apropierea noastră și cât de mult suntem compatibili, atâta tot. Vreau să văd ce gânduri are, ce intenții are. Bune. Da, pe asta vreau să vorbesc. Ți-ai și aparatul la tine. Da, poți să-mi iau și aparatul la mine să fac niște poze? Bineînțeles. No? Sigur, wow. Perfect. Deci o să ai cele mai frumoase. Dar sper că nu o să stai să faceți poze tot date-ul, nu? O să-ți fac și eu ție. Oh, perfect. Da, bun. O să mergeți în parc. Mulțumim. Oh, ce fain. Ce drăguț. Romantic. La picnic.
Da, este frumos la Pieri. A pierit romantism. Vă gândiți mai la cine știe ce lucruri. Știți să mergeți pe bicicletă? Știu. Eu am și permis de motocicletă, deci putem să ne luăm și la motocicletă la chei. Da. Ioi. Da, interesant. De luăm costum de piele pe noi și... Te înțelegi bine cu Robert, nu? Da, bun. Chiar da. Este un băiat de nota 10. Mă bucur. Sunt la fel. Da, bun. Abia așteptăm să vedem cum o să decurgă acest date. Mulțumim mult. Mulțumim încă o dată. Abia aștept. Dacă mergem mâine? Mâine. Mâine, mâine. Mâine, mâine. Mâine, okay. Mâine, mâine. Mâine, mâine, de dimineață. Nu seara. Sau vreți în parc seara? Pe la apus. Sunt în țar seara. N-ați spus romantic. L-a răsărit. În țar și ai văzut. Am și spray. Care... O să dau și staful și pe el, îl dau cu spray. Da, mă dă, nu mi contează capul în picioare, mă sprayează. Mai bine l-a răsărit, că nu sunt țari. Da. L-a răsărit în parc.